Bună dimineața, dragilor! Am putea spune că cel mai bun job este cel care ni se potrivește, care ne aduce și ceva satisfacții la locul de muncă, dar mai ales financiare, nu? Totuși, o să fiți surprinși, nu banii sunt cei care dictează atunci când vorbim de jobul de vis și am vorbit în biroul unui trainer în dezvoltare profesională, tocmai ca să vorbim despre ce înseamnă jobul de vis și cum să-l obținem. Andreea Filip alături de mine, bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând, marea majoritate a noastră se angajează pentru că avem nevoie de bani. Dar ne dăm seama după scurt timp că nu-i destul, adică vrem să simțim și bucurie și satisfacție profesională și atunci începem să ne punem întrebări. Iar această perioadă dificilă pe care cu toții am trecut prin ea, această perioadă cu COVID-ul, a fost o oportunitate pe de o parte pentru mulți oameni să-și recalculeze traseul sau direcția în viață, descoperind că poate să facă și altceva. Și mai ales cei care s-au trezit fără un job, cei care s-au trezit că au stagnat profesional, în sensul că oportunitățile care înainte se arătau, acum nu mai sunt disponibile, au stat să se întrebe, ok, dar totuși ce vreau să fac cu viața mea sau încotro mă duc de acum înainte. Și aceste perioade de criză te ajută, de fapt, să mergi la un următor nivel, adică să începi să-ți pui problema cum să am un job care mă reprezintă. De exemplu, știm că în Horeca foarte mulți români au rămas fără locuri de muncă. Cum ar putea aceștia să găsească un nou job? În primul rând vorbim despre această privire în interior, să vedem pentru ce suntem făcuți și abia apoi să căutăm jobul. Dar, cu liniuță, care sunt joburile acelea care aduc cele mai multe satisfacții? Cred că fiecare dintre noi, de-a lungul vieții, am găsit lucruri care ne plac. Adică, unora le-a plăcut de când erau mici să gătească împreună cu mama și, practic, gătitul pentru ei este o pasiune. Doar că, în loc să dezvolte această pasiune, au plecat urechea la sfatul mamei care a zis, mai bine fă-te inginer, fă o facultate și apoi o să fie o treabă sigură. Deci nu întotdeauna ceea ce ne cheamă este ceea ce ne-am dezvoltat în timp. Și atunci în primul pas este, dacă vrem să ajungem la acea armonie interioară și care are efecte financiare, este să ne întrebăm de-a lungul vieții ce ne-a plăcut. Și pur și simplu observând așa cu ochii minții copilăria noastră, adolescența sau chiar partea de adult, vom descoperi acest fir roșu și cumva de multe ori oamenii o fac sub formă de hobby, își cheamă prietenii să le gătească. Bun, dar la un moment dat cum pot să transform asta în bani? De exemplu. Și atunci, de exemplu, a face niște formări noi sau a te angaja în domeniul în care dorești să activezi, chiar dacă nu pe poziția pe care dorești să activezi, este un bun început, pentru că deja ai făcut primul pas acolo. Iar în momentul în care ai intrat înăuntru pe ușă, atunci important este să-ți pese. Să-ți pese de job, de colegi, de șef, de succesul companiei și succesul tău va veni. Mulțumesc tare mult, Andreea. O să mai revenim să vorbim despre joburi cu foarte multe detalii. Ați auzit, dragilor, important este să ne pese, să ne pese de jobul nostru și să ne dăm seama pentru ce suntem făcuți și să-l facem cu plăcere. Și poate vor veni și banii, mai vedem mai departe. Mulțumim, Adina. Sunt curios, fetele noastre, ce alte meserii ar fi putut avea dacă nu erau ce sunt acum? Mai puțin Ramona, care nu e nimic acum. Ce? Nu, glumesc. Unde v-ați fi văzut în altă parte? Ce vi s-ar fi potrivit ca parizerul pe pâine? Eu aș fi vrut să fiu stewardeză. Mi-am dorit foarte mult să fiu stewardeză. Da. N-am avut acces la aia, informație prea multă ca tu să zici stewardeză cu Z ca și fripteuză. Stewardeză. Ce vrei? Așa aude stewardeză. Sună ciudat. Stewardeză. Crezi că ai fost o bună stewardeză? Da. Sau o medie stewardeză? Nu, bună, bună. Nu, ajungea nu. Până sus la acolo, da. La bagaj. Da, ajungea la bagaj. Rând. Eram bună de da. Frumoasă e. Ui. Îți dai seama cum mergea printre scaunele alea. Da, și... Erai genul ăla de stewardesă care primește uniforma și și-o mai strâmtează două nume. Da, exact! Te-am simțit, nu? Da, numai știi că în ultimul timp când chiar mă hotărâsem să mă apuc de treaba asta, mi s-a spus că nu pot pentru că deja începusem cu tatuajele și a zis că nu vor să vadă tatuaje la... să nu fie de-astea la vedere, știi? Mm-hmm. Dar vezi că toate se întâmplă cu un rost, am ajuns undeva mai bine. Lângă oamenii pe care i-am admirat multă vreme. Poate pentru tine. Oricum tot la înălțime sunt. Aia da, mișto piloții și pe avionul ăsta. Anca, tu ce ți-ai... Ceva șefă. Ceva așa, să câștig mulți bani. Deci șefă și mulți bani. Da, da. Dar natura meseriei, adică să conduci o... O corporație, o ceva. Ouleu, ceva, da, nu te-ai da. Dus la o brutărie sau măcelărie. Nu. O clădire service cu geamuri auto. Multe. Nu. Deci te-ai vedea corporatistă? Șefa la corporatiști. O șefă de corporație. Da. Ai fi genul abuzator? Nu, adică... drăguță cu toată lumea. Finuță? Da. Ok. Te și se vede pe tine. Ai ceva atât de bun. În privire...
De unde ești deloc? Din ce zona țării? Că... București. De aici sud, deci da, ăștia de se visează șef din totdeauna. Bun. În momentul ăsta, corporatiștii din București trag aer în piept. Mulțumesc cerului că avem o directoare în minus și las-o unde e, vă dați seama. Și